Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorin și astăzi continuăm seria noastră din Construction Simulator. Dragii mei, ne-am înmulțit, ca să spun așa, toată desfășurarea de forțe pentru că avem noi utilaje sau vehicule, cum vreți voi să spuneți. În primul rând, ne-am achiziționat o volă, aveam nevoie. Și știți voi că mersesem inițial pe un case acum câteva zile în urmă. Ei bine, până la urmă am zis, bă, hai să rămânem pe cat, că catul și-a făcut treaba și de ce nu? Ne-am învățat. Bun. Și mai avem una bucată remorcă, am luat o remorcă mai mare pentru transportul paleților. Îmi era oarecum să-i transport pe platformă, nu prea e realist și am zis să merg pe varianta asta. Și chiar îmi place. N-am testat-o încă, e nou-nouță și o țin deocamdată aici, în curte. Bun, acestea fiind spuse, astăzi avem o nouă misiune. Ei bine, nu e cine știe ce să știți, trebuie să, din câte vedeți, trebuie să facem un transport și cam atât. Așa că, da, hai să vedem, 10.000 de parai pe hai, v-am spus, nu e cine știe ce, mai mult am zis să intru să vă arăt noile achiziții și totodată să câștigăm și noi niște bănuți. Bun. Hai să luăm manu. Deci trebuie să mergem inițial la magazin, nu? Cred. Nu. Hai să mergem acolo. Probabil de acolo trebuie să încărcăm ceva. Aici nu ne zice, zice loading, load the market components. Ah, nu, trebuie să mergem să... palette of chemical drums. Bun, hai să trecem pe la magazin. Asta pare că înțeleg eu, nu știu acum dacă mă înșel. Trecem pe la magazin, puteți să trecem pe aici? Cred că da. Atunci o să mergem aici ca să facem cumpărăturile materialele astea de construcție și după aia ne îndreptăm spre locație. Sper să nu greșesc. Sper să nu greșesc. Ce m-a speriat de ciocanul ăla. Destul de aglomerat și astăzi. Să știți că traficul e pe mediu, adică, na. Știți cum e, n-ar trebui să fie foarte aglomerat, dar aparent, uite că e. Niște butoaie astea sau nu știu ce e de transportat. Ideea e că cred că pot să fac o măgăreală. Ia să vedem. De ce nu? De ce nu? Profităm de ocazie. Na, noi ne grăbim un pic, adică vorba aia. Așa. Perfect. Ce frâne avem, ești nebun. Da, măi, îmi trebuia volă numai decât. Mă chinuiam cu buldo să încarc câte
cât pot să iau în cupa aia, foarte, foarte puțin. Și am zis, băi, ia, hai mă să-i facem o investiție de asta, mai am, cât mai am, 110.000. Dar am de gând să încep un contract baban. Nu vă spun suma, oricum e mare. O să fie cel mai mare contract pe care îl luăm. Deci o să fie câteva ediții, să fie câteva episoade. Dar eu zic că o să fie interesant. Nu știu exact în ce constă, știu doar că e o grămadă de treabă. Și na, poate o să avem parte și de ajutoare, nu știu. Încă n-am apelat la nimeni, nici nu l-am luat contractul. Dar cred că o să avem nevoie totuși și de ajutoare. Hop, verde. Da, bagă-te, că eu sunt fericit maxim când vă băgați așa în fața mea. Sunt înnebunit. Tare mă tem eu că trebuia să mergem întâi la locație acolo, să luăm de acolo, să încărcăm. Eu să mai citesc totuși odată mesajul, stai așa, când ajung la semafor. Că eu cred că acolo trebuie să mergem. Am citit... era să-l iau pe... Bolangic! da, cred că scria market. Nu market. Deci cu siguranță am greșit. Ia. Luat market components on the side. Da. Luat the market components. Vezi că asta e nasol, nu arată, nu-ți dă foarte multe detalii, aia e cam nasol chestia asta, material shopping list, da, deci nu avem de cumpărat, trebuie să mergem acolo la locația aceea. Ia să vedem, unde era? What the hell, unde era, mă? Vai, nu cred. Unde era, mă? Fuck. Am putut. Nu cred așa ceva. Păi cum găsesc? Aici nu mi-arată locația. What the hell? Ce-am făcut? Era undeva pe aici, parcă, nu? Pe aici, pe undeva era... Am schimbat și uite că nu mai știu pe unde e. Da, în fine, hai că vedem, căutăm pe acolo, pe stres. Doamne, ce am făcut. Așa că nu-ți dai seama. Că nu umbli cu băutura în fălci. Ce vorbești, bă, tata? Am făcut o bolobață cam mare.
Sau poate mi-arată ceva aici. Filter, set, marker, ia. Location. Aha. Aici e, mă. La clădirea aia. Ba nu, mă, ăla e Peco, mă. Ce fraieri sunt. Construction machine. Ce e aici? Ah. Ok. Acolo e firma mea. Păi ce caută mașinile acolo? Acolo le-a dus? Nu mai are loc dincolo, are? Că eu le bag la repara, știi, și posibil când le scot de acolo să mi le scoată aici. Posibil, nu știu. Contrax. Da, mă, uite, fii atent că aici era, chiar la benzinărie, mă. Unde am pus eu din vrăjeală. Ok, ok. Hai, mă, că-i bine. Deci la benzinărie trebuie să mergem. Să luăm niște butelii, cred că, de acolo. Bine ar fi dacă ai merge și tu un pic mai tare. 30 la oră nu-i viteză. Mai testăm așa un pic unghiurile. Băi, băiatule. M-am păcălit că am citit market în loc market. După aia mi-am dat seama când m-am uitat, mi-am adus aminte că m-am uitat și nu arăta să cumpăr niciun material de la shopping. I-am zis că, bă, stai așa un pic, n-avem nimic de cumpărat. Care-i faza? Că nu... N-are nimic. N-am pierdut mare lucru. Oh. Roșu. L-am luat pe ăla. Aia e, îmi vine amenda acasă. L-am luat pe ăla, l-am luat ca lumea. Ce să facem, mai luăm și amenzi. Asta e un baraj aici, cred. Din câte observ eu. Acum sunt curios unde ne pune să le ducem buteriile astea. Mi-arată încolo, dar eu ia să fac mai bine în dreapta pe la benzinărie, că poate are altă intrare. Așa pare, nu? Așa pare. Cred că avea intrare și pe partea asta la altă, dar... Mamă, ce a fost aici? Explozii, ce aici? Vă bui geamurile. Ia să vedem, astea, ăstea patru sunt.
Ok. Trecem la treabă. Ce înseamnă, vezi, să exersezi. Înainte eram un pic așa, stângăci. Mai dăm, na, nu blon și acum, da. Uite că... Uite că se cunoaște că... Am lucrat ceva mai mult timp cu ea. Bine, mă ajută, sincer, să fiu și... Că folosesc joystick. Scuze, controller, nu joystick. Gata. Hai să strângem argalia. Adică macaraua. Nu știu unde trebuie să duc. Vedem imediat. Op. Mai facem o manevră. Să fim siguri. Ia să vedem unde trebuie să mergem. Op. Ce ai făcut, boss? La deșeuri trebuie să duc, la container. Tocmai acolo trebuie să mă duc. Pai de viața mea, tot. Nu pot să o iau pe autostradă? Nu pot, că e închisă autostrada. Mamă. Au, dar pot să o iau pe aici, pe autostrada asta. De ce să nu mă duc pe aici? Bă, de ce nu mă lași, mă, să mă duc pe aici? Intru pe autostradă. Da, mă, ia, hai să mergem, mă, pe autostradă, mă duc eu prin oraș, pe la semafoare, ia să vedem, mă. Păi nu? Păi da. Am aprins și luminile, ca să fim siguri că ne vede lumea și să nu intre noi, că suntem cu produse pe periculoase. Hop, hop, hop. Sunt și șorbițași. Palet, ok.
chimicale. Da, mă, da, am zis eu. E gravă situațiunea, da? Da. O, nu cred că nu pot să fac dreapta. Și pot să fac stânga? Păi dacă pot să fac stânga, mă duc pe partea asta la alta și gata, ce? Ia, să vedem. Ori pe aici, ori pe acolo, tot aia. Important e să ajung unde trebuie. Ia să vedem. Dacă ne surâde norocul. Hop, 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 hop. Da, mă. Deocamdată încă nu avem niciun update la data actuală, nu data postării, data înregistrării. Deci suntem la finele lunii septembrie, adică după o săptămână de la lansare și nu avem niciun hotfix ceva. Deși dacă mă întrebați pe mine, ia stai mă. Deși dacă mă întrebați pe mine, sincer să fiu, cred că ar fi, da mă, uite, dar fii atent că nu pot să ies de pe autostradă, ba da mă, pot, că am ieșit eu, dar nu înțeleg de ce mi-arată așa, că trebuie să ocolesc. Nu, mergem înainte noi, e o problemă aici la GPS. Ar fi trebuit unele chestii să le remedieze repejor, dar vedem, așteptăm. Oricum au băgat o opțiune în joc unde poți să vezi exact la ce se lucrează și cam îți dai seama în cât timp o să vină și un update. O să discutăm o dată despre chestia asta, am mai zis eu, dar efectiv, dar poate chiar în episodul ăsta după ce descărcăm, nu știu, vă arăt un pic despre ce este vorba, ca să știți și voi. Și să vedem ce urmează. Sau la ce lucrează măcar, aia e ideea. Dar nu știu, am mai văzut, am mai auzit la unii că nu e chiar bine optimizat. Bă, mi se pare destul de bine optimizat. Mai are el unele chestii, dar credeți-mă, față de alte jocuri, e optimizat. Față de alte jocuri, mă refer, mai scumpe. Acum, na, știți cum e. Și calculatoarele astea diferă de la caz la caz. Vezi, pe aici n-ai, frate, ai două, trei semafoare, dar pe oraș dacă mergi. Mamă, te saturi de semafoare, ești nebun. Ia uite mă, că am prins 97 la vale. La vale, 97 de kilometri la oră. E bine, nu e rău, dar... Opa, 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 opa. Totuși, nu suntem pe pistă de Formula 1.
Ia să vedem, aici ar trebui să ieșim. Hop, 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 stai. Aici. Aici. Hai bă, că n-am uitat că doar aici am asfaltat ultima dată. Vă aduceți aminte, nu? Unde am spart piatra, unde... piatra, asfaltul. Deci n-avem cum să greșim. Încet, încet am învățat mapa dincolo. Așa, și mai facem o dată dreapta. Și îmi place, frate, că ai făcut contractul, rămâne. Rămâne salvat, rămâne făcut, uite. Aici am asfaltat, uite, a rămas. Nu mai avem treabă și asta e mișto, îmi place. Hai să intrăm în curte, că aici e cu deșeurile. Building yard, aici trebuie să punem paleții. Punem, nu-i problemă. Nu e problemă. Bun. Hai să oprim farurile, că nu avem nevoie de ele. Și pe cai. Ne mișcăm repede, nu? Eu așa zic. Suntem profi. Cam asta-i. Mergem imediat, ne dăm jos, să strângem macaraua. Și vorbim și cu... domnul. Bun, ia să ne dăm jos. Uite-l pe domnul. Ui, doamnă, bă, ce ai făcut, băbiță? E doamnă, mă, băiatule, bă. Hai. Dă bănuții. 10.000. 12.000 mi-a dat și bonus. O, înseamnă că am făcut treabă bună? Păi nu? Dacă ne-a dat 12.000. Foarte bine, așa. Deci am mai câștigat un...
20%? Ceva de genul? E bine. E bine. Da. Bun. Logic și firesc acum ar trebui să... Ia uite, bă. Avem și zoom, bă, din ăla șmecher. Ar trebui să... Fiți atenți aici ce ar trebui să facem. Să ne ducem frumușel și să vă arăt eu o chestie interesantă despre care vorbisem ceva mai devreme. Și anume... stați așa să vedem unde e. Parcă aici, corect. Nu la joburi. Stai așa că nu mai știu unde e. Yeah? Online? Nu, 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 nu. A, nu aici. Stai, gata, știu. Dăm un save. Dăm return to start. Vreau să vă arăt numai decât, știi? Să vedeți și voi despre ce este vorba în legătură cu update-ul, știi? News. Și aici avem road map. Ultimul update a fost făcut pe 21 a 9. Hai să-i dăm go to road map. Acum nu știu dacă vă arată. S-ar putea din cauza programului să nu vă arate. Dacă nu vă arată, vă explic eu care e treaba. Că nenea s-a mai uitat aici. Odată, practic ne trimite pe serverul lor și pe serverul, pe un site unde ne arată efectiv ce, la ce lucrează. Bun. Din câte văd, au de gând în primă fază. Așa, deci se vinde și pe Xbox, PlayStation. Ok, asta am înțeles. Under construction. Ia să ne uităm un pic și la Planet. Așa, under construction, shipped. Ok. Deci, se lucrează la un hotfix pentru PlayStation, hotfix, ba nu, update pentru PC. E acum pe vine. Performanță, generația 8-a, văd aici pentru console, multiplayer improvements, iarăși, save game transfer pentru PS4, PS5, așa, cabins for depaid, ok, cargo, aici cred că se referă la încărcături, reduce snapping-ul, niște bug fixuri, traffic system, deci se ocupă și de trafic, adding more information, așa, oferă mai multe, o să ofere mai multe informații în tutoriale, coffee break and skip night future, adică o să ne ofere posibilitatea de pauză și să schimbăm noaptea. Bă, da, e bine, dar eu nu asta aș fi vrut. Aș fi vrut să mă lași ziua, să o faci mai lungă, să-mi dai posibilitatea să fac ziua mai lungă. Nu mă avantajează dacă tu îmi oferi posibilitatea să schimb din noapte zi. Că, da, orele tot la fel de repede trec ziua. Adică ce fac? Stau la 20 de minute și schimb de noapte zi? Da, na, în fine. O să, din câte văd, se lucrează și la GPS. După aceea, head movement, cockpit. Așa, bun. Deci se vor ocupa de mișcările din cabină. Bine, utilaje, vehicule și, bineînțeles, pentru a o vedere cât mai bună în oglinzi. Asta pentru PC, da? Look back feature for așa, o să ne ofere posibilitatea să întoarcem capul la spate. V-am spus despre chestia asta și este o problemă, uite, se ocupă de ea. Așa, și bineînțeles se ocupă iarăși de
ce spuneam eu în legătură cu anularea comenzilor în momentul când miști volanul sau apeși pedala, efectiv nu mai poți să apeși pe tastatură sau pe mouse, adică nu are nicio acțiune, deci vor fi rezolvate și aceste probleme. Și din câte văd eu, voice overs. Da, în fine. Da. Neinteresant. Bun. Asta în cazul în care nu ați văzut voi site-ul, browser-ul, v-am spus eu așa vocal ca să știți despre ce este vorba. Deci la asta se lucrează acum, în viitorul update avem parte. Adică asta o să se întâmple până la sfârșitul anului. În 2023 vom avea mai multe, dar nu vă dau acum informații, deși puteți să vedeți și singuri, dar o să discutăm într-un alt episod, că avem timp până în 2023 să aflăm cu toții despre ce este vorba. Cu siguranță surprize și plăcute și neplăcute pentru unii. Ne întâlnim data viitoare, dragii mei. Nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Cam atât a fost pentru astăzi. Să aveți o seară bună. Numai bine!